Bun venit la un nou demo astăzi cu Magic the Gathering 2014, nu dar ca așa cum am spus data trecută. Motivul este simplu, încă nu am Dark și dacă nu-l primesc până marți, nu va mai intra săptămâna asta, ci atunci când mi-l vor da cei de la Calypso Media care au spus că mi-l dau vineri. Încă nu l-am primit. Magic the Gathering, un joc de cărți devenit joc video, fiindcă, hei, de ce nu, care îmi place foarte, foarte mult. Dar, cum să spun, nu prea l-am jucat în realitate cu cărți fizice decât cu mine însumi și am încercat să fac un tutorial pentru cum să joci Magic the Gathering, care a ieșit, nu-l mai găsiți pe site dintr-un bun motiv. Prefer să nu se mai uite lumea la el, fiindcă vor face numai tâmpenii dacă se vor lua după mine. Însă atunci când jocul de unul singur se ocupă de reguli, mă descurc mult, mult, mult mai bine. Jocul de față este făcut la fel ca toate din cele, cred că este al patrulea, primul parcă a fost în anul 2010. Toate sunt făcute acum de Stainless Games, studioul care lucrează acum din greu, sper, la Carmageddon Reincarnated. Modul în care diferă acest joc față de cele anterioare este prin adăugarea acestui mod numit Sealed Play, la care ajung de îndată. Disable tutorial, n-am nevoie tutorial, da, disable. Ajungem la el imediat. În edițiile anterioare, jocul avea tot felul de moduri adiționale, cum ar fi Plane Chase, Duel 4 contra 2 contra 2 sau 1 contra 1 contra 1 contra 1 cu 4 jucători și mai departe. Nu prea văd să fie toate aici, adică este demo-ul, așa că nu văd, am zis skip tutorial, nu văd, nu am acces, nu pot să văd toate chestiile pe care le are, dar mă mulțumesc măcar că au adăugat asta de sealed play. Ce înseamnă sealed play? Dacă nu sunteți familiar prea mult cu Magic the Gathering, nu prea știți ce este un booster. Nici eu n-am văzut unul la față în viața mea, pe real, adică. Sealed play, cam asta este în esență, este un mod de drafting la care primești, ok, disable tutorial, ia skip, am mai trecut prin asta, trebuie să o dezinstalez ca să-mi dea înapoi deck-ul. Așa, primești un anumit număr de boostere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, în fiecare dintre ele se află câte 18 cărți, parcă, de diferite tipuri. Cu acele cărți aleatoare zei face un deck, așa că să facem un deck. Iar cu acel deck va trebui să joci. Este un joc care necesită atât cunoștința a regulilor, cât și a cărților, a modului în care le poți combina. Cu ce deck, cu ce booster să începi? Mai cu ăsta. Ce cărți, ce cărți? Verzi, nu verzi, vreau albe. Albe avem, albe e bun. Silver creatures you control have vigilance. Grozav, acum de-aș avea creaturi argintii. Mai am argintii ăsta. Ăsta chiar l-am în viața reală, în deck-ul meu de Magic the Gathering alb. Prefer foarte mult cărțile albe. Dacă joc numai cu cărți albe, înseamnă că sunt rasist. Sper că nu vreau să fiu rasist. Doar 3 cărți albe din... Ok, nu e un început bun. Ăsta este bun. Este foarte bun. Nu cred că o să pot să fac un deck mono alb, așa că îl voi combina cu o altă culoare. Ori s-ar putea verde, ori albastru, ori roșu. Dar am și un artefact aici care este... Asta e puțin. Asta este exact cartea care mi-a picat la primul booster când l-am ales prima oară. Adică înainte ca să preinstalez demo-ul ca să pot să mai fac asta încă o dată. Fiindcă le păstrează cumva. Dar sunt cam aceleași cărți în aceleași locuri și aceeași ordine. Și ăsta era acolo. Deci am încă o creatură albă de 3. Asta e de 7. Da, și ăsta e tot de... Îmi plac paladinii foarte mult. Don't Strike Paladin, care are Vigilance și Lifelink. În Magic the Gathering, pe care l-am jucat eu cel mai mult, Chandalar, exista Northern Paladin, care dacă cheltuiai încă 3 puncte de light, de mana albă, putea distruge orice creatură neagră, orice, mort, instantaneu. Și este exact aceleași boostere ca data trecută.
halal aleator mai jocule, halal. Poate fi doar de la demo, sper, fiindcă dacă este exact la fel și jocul full, o să fiu dezamăgit foarte mult. Totuși, măcar sunt fericit că au adăugat funcția asta, fiindcă cam în primele, cred că două sau trei jocuri, bine, nu trei, primele două erai blocat în esență la ce deck-uri aveai la început. Nu prea puteai să le modifici aproape de niciun fel, să faci ce deck vrei tu, să construiești unul de la zero. Nu puteai. Ceva ce este o nebunie curată. Dar totuși se lega cât de cât bine cu sistemul de afaceri al jocului, de a-ți vinde deck-uri suplimentare prin DLC în loc de cărți individuale. Într-un fel poate e mai bine, fiindcă dacă ai stat să cumperi cărți individuale la ce preț erau și în lumea reală, ai nebunii. Scourge of Valkas. Stai frumos. Dar exact aceleași cărți ca data trecută. Cred că sunt limitate la demo la mai puține cărți decât ar trebui să fie în mod normal. Iarăși sper să fie așa. Destroy target with murder. Un nume simplist. Direct. Încă un Dawnstrike Paladin. Jinx Idol. La început îmi face 2 damage. Dacă sacrific o creatură, pot să dau idolul inamicului. Ok. Hai să facem un deck. 84 de cărți. Să le sortăm după culoare. Hai. Zoom in. Dă-i zoom in așa. Speram să facă interfață ceva mai rapid. Adică doar să dau click pe ea și merge și așa. Dacă asta este silver, înseamnă că dacă pun încă unul care are silver, amândoi vor avea vigilență și... doar vigilență, atât. Ok, nu nimic. Asta ar fi util. Astea două sunt... Asta este bun chiar, mă protejează de orice culoare. Asta este... Condemn, da, funcționează. Paladin e obligatoriu din ăștia, pun doar nu, fiindcă oricum costă foarte multă mană. Pillarfield Ox, care este un bivol. 4. E ca un fel de mastodon sau mamut sau ce era ăla care l-aveam în deck-ul meu. Aici ce avem? Pot să adaug mana. Auto-adjust. Mi-a adăugat 31 de cărți de... Nu, cam multă mană, cam prea multă mană. Dacă o să adaug mană iar mai încolo, când... Mai am cele mai multe cărți, văd că le am albastre, așa că o să încerc să fac un deck alb-albastru. Asta ce este? Zoom in. Creatură țin de primești minus 7-0. Asta ce este? Asta e un enchantment. Sortează după tip, am nevoie de creaturi. Am zis tip. Are o interfață destul de greoaie, adică nu puteau să le pun așa cu un fel de grid, ca la Chandalar, că era mai simplu. Asta este un elemental... Asta ar fi util pentru, măcar pentru atac. Zid neapărat, am nevoie de zid. Merfolk, mereu util. Asta e util. Creatură pasăre, attack star... Creatură țintă primește flight până la sfârșitul rundei. Ok, asta chiar ar fi utilă. Un dragon fantomo, asta e grozavă, cam... Ok, la 4 mana nu e chiar atât de scump pentru o creatură 4-4. Adică... Serai Angel costă tot atât, nu, Serai Angel costă 5, dar are și Vigilance. Asta, when it becomes a target, dacă devine țintă, trebuie să-l sacrific, ca un fel de Mirror Image de la Heroes 2. 5, Flash. Flash, nu știu ce înseamnă, joc, ajută-mă acum, chiar ai putea să mă ajuți, fiindcă nu știu ce înseamnă Flash. Mai punem și, cred că unul ar fi destul. Astea sunt Deck Strength Average. Nu prea în creaturi. Nu prea în creaturi multe deloc. Poate ar fi trebuit ca să pun cu verde sau cu negru. Chiar câte creaturi negre am? Torment can be blocked. Ok. Șoboleții sunt mereu amuzanți. Erau mai amuzanți dacă îi combinam cu ceva care te dea damage atunci când oponentul pierdea o carte. Ăștia ar fi utili.
Acum, de cum eu este făcut varză complet, ok, scap de astea negre, scap de astea negre, fiindcă dacă îmi diversific chiar atât de mult decul, o să fie... Scap și de astea albastre până la urmă. Rămân cu alb, fiindcă îmi place foarte mult alb, și cu... Ai verde, ca verde are foarte multe creaturi, sper. Ești creatură? Da. Da. Mistreț, mistreț de sacrificiu. Unicornul parcă nu putea fi țintit. Aba nu. Tu trebuie să-l blochezi. Grozav. Da. Foarte multe creaturi, foarte multe. Oakenfolk. Creaturi cu zbor minus damage. Preventual damage, asta ar fi bun. Perfect. Ok, astea o să fie foarte enervante pentru inamici și foarte utile. Search library și... Oh, da. Tocmai mi-am dat seama că au trecut cu 10 minute fără ca să joc în mod efectiv. Să zicem... Îmi cer scuze pentru asta, dar neapărat e genul de joc la care trebuie ca să te uiți cu... Am o carte neagră în deck? Am o carte neagră în deck pe undeva pe aici. Deci am... Uite-o. Scoatem carte neagră. Am uitat că am și artefacte. Asta da. Ca acel ar fi util. Asta da. Și încă unul de asta. Și punem și idolul. Mana echilibrează automat. Confirmă și go. Save and continue. Așa. Putem să ne luptăm cu... Pot să-mi testez deck-ul sau să mă bat? Hai mă bat. Dacă mă lasă jocul. Nu mă lasă jocul ca să... M-a lăsat să fac deck-ul, dar nu să și joc cu el. Ok, hai, poate mă lasă să-l testez măcar. Dar mă las să-l testez cu un Disturbing the Nest, care presupun că are foarte mulți șoimi din aia micuți și enervanți, care vin în miliarde de exemplare. Da, nu prea am cărți. Am o singură carte albă. Hai, don't show tutorial, chiar mă enervezi. M-a întrebat de la început cât de mult știu MTG și i-am spus că mult, așa că tot mi-a dat tutoriale peste tutoriale. Deci pe carnele utile, cum ar fi ce înseamnă Flash. Totuși, dacă aș fi dat zoom acum la o carte, mi-ar fi arătat ce înseamnă Flash, doar că nu am cartea aia la mine. Ceva ce nu-mi place este că au păstrat acest timer. Don't show again. Calculatorul poate să acționeze destul de rapid, așa că n-ar nevoie de timp în plus. Să nu pot folosi... creatură cu zbor, nu fără zbor, ok. Omor oricum. Dead. N-avea cum să reacționeze, n-avea cum să mă blocheze, așa că de ce mai era timerul? Asta mă enervează foarte mult la jocul ăsta. Trage de timp inutil. Bine, era o opțiune ca să mai dezactivez din astea, ca să nu mai fâlfie atât de mult. Dar cred că pot să fac asta acum. Options, help and options... Settings, nu, preferințe, zoom player cards, nu, combat animation, nu, enable premium, nu, pass, enable card animation, nu, să fie mai rapid, ar putea fi mai rapid și mai frumos simultan, dar văd că nu prea, simplify targeting, hold priority, ok, restul pe automat puse, back to game, high, mai rapid. Verde și pot să chem un... Da. La începutul turnului său pot să pun un 1-1 pe creatură bestie țintă. Și am o creatură bestie, dar mai am nevoie de un punct de mână ca să pot să-i pun... Nu... Știu ce-i Summoning Sickness și că ai nevoie de haste, nu, de fast, nu? Ok, am uitat de ce ai nevoie ca să n-ai Summoning Sickness, haste sau fast. Știu, nu pot să blochez fiindcă ăla zboară, dar mai important, nu pot să blochez fiindcă n-am cu ce. Încă unul de ăsta, cât de lent poate fi. Mai repede, moșneagule, mai repede. Așa, pot să chem ori Oxen, ori bestia. Îmi place că există o categorie de cărți pentru Ox. Adică sunt mai mulți de unul.
Bine, pe vremea când jucam eu MTG mai mult în Shandalar, exista doar un singur înger, Sera Angel Attack. Poate să mă blocheze, dar va pierde un șoim din ăla dacă încearcă. Și o să beast, pe aia desigur. A, doar când atac? A, la începutul pasului de end, ok, am înțeles. Foarte bine, înseamnă că nu pierd timp. Așa că am pierdut deja timp făcând deck-ul, îmi cer scuze pentru asta. Oricum puteați sări peste partea aia dacă nu erați interesat. Asta este minunăția de a avea un video pe internet. Poți să sari foarte ușor peste părțile care nu-ți plac. Sau să dai alte F4 dacă nu-ți place absolut deloc. Deck-ul ăsta parcă a fost făcut să lupte împotriva zborului. Deci mă costă 1 și... Ah. Toți morți, toți morți. Ha, ha, ha. Ce minunat. Atac, toți atac. După asta vom încerca și cred că singurul duel pe care l-am contra unui Planeswalker din campanie. Mă tot măcar unul. Bine și așa măcar. Jocul are și o poveste, cam toate astea au încercat cât de cât să aibă o poveste în funcție de fapt că fiecare avea câte un Planeswalker în centrul atenției. Cel anterior parcă a fost cu tipul ăla care are cărți albe, am uitat cum îl cheamă. Asta este cu tipa care are cărți de foc, Chandra parcă. Attack. Ai 8 damage, la runda viitoare moare. Da, blochează cât vrei, oricum n-ai ce să-mi faci. N-are cum să mă împiedice, de ce timer, de ce nu sar peste timer? Asta mă enervează la întreaga serie asta, timerul. Le face excesiv de lente și văd că nu au de gând să repare asta. Mai avem un mistreț. Don't show this again, pleacă. Hai, chemăm Oxenul. Pare mai amuzant. 9 puncte de viață rămase. Mai atacăm, atac. Asta avea vigilance la el însuși. Frumos, fiindcă își dă psi însuși vigilance. Ok, nu chiar runda asta crapă, dar runda viitoare cu siguranță. Că nu prea mai are... Chiar dacă m-ar bloca, tot primește 5 damage minim garantat. Ăsta chiar avea numai păsări în deck. Wow! Sunt serios, cum poți considera ăsta un test pentru un deck atunci când oponentul tău are doar păsări 1-1 în deck? E ca și cum ai juca cu mine însumi și oponentul meu n-avea cărți, fiindcă eram tot eu. Bloc, hai, blochează mai repede și ai pierdut. Yay! Am câștigat! De ce aș da play again? Pe Battlefield. Da, game over. Sealed campaign back. N-am voie să merg mai departe. Hai, luăm strength average. Nu o să știu niciodată. Sau pot să ai maxim 3 deck-uri de acest tip. Ar fi fost frumos dacă aveau modul de draft așa direct băgat în el, dar trebuie să mai păstreze jucătorii și în Magic the Gathering online. Ok, hai, ne batem cu Chandra Nalar și vedem dacă... Da, nu am decât un deck de cărți verzi. Aș putea să dau random. Mă întreb dacă dau random îmi va alege altceva în afară de verde. Nu prea cred. Cum am spus, îmi plac foarte mult cărțile albe. Cu ele am jucat cel mai mult. Am jucat cât de cât și cu vers, dar nu prea sunt tocmai printre preferatele mele. Goblin Arsonist, când moare, va da unul damage unui creat. Da, îmi imaginez ce fel de deck e ăsta. Cum omor ceva, mă trezesc că încrapă și mie totul. Pe vremuri erau ceva mai simpliste cărțile. Cred că am pomenit asta la fiecare recenzie de joc de tip Magic the Gathering. Așa m-am trezit deodată că sunt cărți nemuritoare, sunt cărți care sfidează cam orice logică, orice regulă. Ceea ce într-un fel e caracteristic pentru joc, fiindcă ceea ce scrie pe carte e mai presus decât ceea ce scrie în regulamentul jocului.
o bestie 1-1, adică o bestie de cost 2, ambele verzi, dar de putere 3-3. E statistic 3-3, putere 3, rezistență 3. Foarte utilă. O să invoci ceva, ce ai invocat, 4-1. Nu e chiar atât de rău, adică poți să-l crap, dar rămâi și eu fără carte. Asta este o fiară. Prey upon. Pot să fac două creaturi să se bată între ele. Ok. Încă o carte și pot să chem o creatură cu trample. Sau asta... încă o fiară din aia sau îi pun pe ăștia să se bată între ei. Hai. 3-2. 3-3. Chem chestia asta. Și aș putea să-l pun pe... unul dintre ăștia se bată cu altul din simplul fapt că vreau să mă asigur că nu-mi pregătește vreo surpriză mai încolo. Dar o să-mi dea un damage cu siguranță. Parcă am zis fără animații. Skip attack sau să atac, să atac, să nu atac. Hai că atac oricum. Ori o pierd la apărare, ori o pierd la atac, tot aia. Haide. Așa, blochează și rămâi fără el, ha-ha! Bun, sunt în siguranță timp de o rundă, dacă nu cumva au haste la ce apare acum, care este un Firewing Phoenix. Urăsc Phoenix și tot apar înapoi mână după ce mor. 20 de minute și abia am jucat un singur match cu absolut nimic ca oponent. Shuffle, nu, asta este destroy target non-creature. De ce nu putea fi o creatură? Aș putea să distrug un land. Poate mai încolo. Ok, chemăm asta de câmpul de luptă. Mai am două mana rămase. Deci, ce exact trebuie să fac? Flying, 1, 2, 3, 4. O poate să-l scoate din cimitir oricând. Hai, lasă-mă atace și eu îl atac cu astea 6, o să se egalizeze cu timpul. De fapt, se egalizeze chiar foarte rapid. Și hai să mă luăm niște land-uri. Land, land, land. Așa. Frumos. Continue. Poate îmi pică niște cărți mai interesante, fiindcă nu prea știu exact ce cărți sunt în decul ăsta. Le cam schimbă an de an în funcție de ce expansion a mai apărut și așa mai departe. Continue. Fiecare expansion având propriile sale cărți, propriile sale sinergii și alte chestii. În fiecare dată, da, zău în viață, bravo, ții, nu te mai lăudată de mult. Încă un roșu și un dragon probabil. Ok, bine că am artefacte. N-am artefacte, degeaba, ha! Aici creatură 2-1. Ok. Da, atacă, da, atac odată, dăm damage și hai să trecem la următoare. Am primit un... Din păcate, ăsta este un sorcery, nu este un instant ca Giant Growth. Giant Growth mi-a făcut la probleme de-a lungul anilor... până la sfârșitul turnului, must be blocked, this turn is fatal. And must be blocked, this turn is fatal. Trebuie blocat. Dacă ar fi vreun mod să-l oblig pe ăsta să nu atace un tur ca să blocheze automat, ar fi frumos, dar... O idee tâmpită. Pită, dar... la naiba, n-am zis la mană. Am făcut o lată de tot. Trebuia să mai păstrez un punct de mană ca să pun pe ăștia doi să se bată. Ar fi ieșit ceva minunat. Ok, acum, dacă mă gândesc pe mine, trebuia să-l pun pe ăsta să ataci pe ăsta chestia ca să pot să atac cu amândoi. Așa o să-i fac doar... Aia e destul damage, e destul. Ce a chemat? Desigur. Searing Spear ca să-mi facă 3 damage. Bine, bravo, ți-ai recăpătat viață cu... Ce mai și ăsta? Flying. Ok, acum am mai scos un
Mountain Park din deck și va da încă un punct de viață, bravo ție. Răule. O creatură zburătoare, ori zburătoare, ori ceva care să aibă web. Asta e tot ce cer. Și acum mi-ai dat încă un land, aforisitule. Aforisitule. Non creatură, nu? Tu ești creatură? Na. Na, să te înveți minte. Să te înveți minte. Sunt curios dacă pot să scap de ăsta. O să-mi dea tap la creatură dacă folosesc asta? Chestia deșteaptă ar fi fost ca să scap de ăsta pur și simplu, fiindcă mă va omorâ foarte rapid, dar nu sunt prea deștept în această privință. Dacă mi-ar mai pica o carte din asta, atunci o să folosesc clar, fiindcă ăsta mă omoară în două runde. E un 3. Nimic? Oh, nu m-a atacat. Curios. Și desigur, nu mi-a picat nicio creatură, niciun nimic. Foarte, foarte enervant. Ok, atac cu... am dat skip din greșeală peste atac. Dagnabbit. Ok, am pierdut, pentru că am dat skip din greșeală peste atac. Woohoo! Yay diddly! O înfrângere groaznică pentru mine. Groasnică, groasnică, groasnică. Da, trebuie ca să am jocul full ca să umblu la deck. Ce decuri mai am? Mai am Avensis Glory care n-am auzit de el. Mindbase, habar nu am cu ce este. Enter the Drag... Ăsta parcă am auzit de el. Deadwalkers, sună cunoscut. Chant of Muldaya. Silver Hive, nu-l știu. Ăsta-l știu. Ăsta-l știu, l-am mai folosit parcă la... Magic the Gathering Online, era plin de pisici parcă. Îmi plac foarte mult pisicile în jocul ăsta, fiindcă se regenerează reciproc foarte mult. Asta a fost pentru Magic the Gathering Online, îl puteți găsi pe Steam la prețul, cred că de în jur de 15 euro parcă era. Cred că o să spun în jocul de un singur acum ce preț are. Da, însă, no downloadable content available, nu, adică... Shift, tab, unde e shift-ul ăla? Uite-l. Single player, custom game, purchase. Ok, mă duce mereu la DLC, nu la DLC, la jocul full. La jocul full, așa... Wow, Steam ăsta are o infrastructură foarte, foarte iurită. Era la demos, ok, unde... Nu mai apare demos acum. Ok, de... Da. Steam are nevoie de un browser intern nou, fiindcă ăsta este groaznic. Asta a fost tot pentru acest demo. Ne vedem data viitoare cu... Dacă nu primesc în următoarele 5 minute Dark, înseamnă că va fi altceva în afară de Dark. Până atunci, rămâneți cu bine, la revedere!